Dacă în urmă cu câțiva ani crearea unui depozit bancar era la îndemâna românilor, acum acest obicei este tot mai rar întâlnit. Veniturile, dar și dobânzile mici îi descurajează pe vâlceni să depună bani la bancă. S-ați reușit anul trecut să strângeți, să faceți economii, să depuneți la bancă? Nici 5 bani. Astea sunt veniturile, astea sunt economiile, adică tot ce să câștigă să duc pe medicamente, pe alimente, pe întreținere, pe tot ce. Dar dacă totuși ați avea o sumă de bani, ce dobândă v-ar conveni să fie la bancă? Nu se mai pune problema de dobândă, doar să nu vedeți că și depozitele astea pui 3.000 de lei la depozit și când te duci să ridici după perioada respectivă, îți dă mai puțin decât ai depus. Și atunci mai te gândești, înainte era o convenabilă. Până avea o sumă de bani la bancă, îți dădea o dobândă din care puteai să realizezi ceva venit. Acum toate merg de avarmă. Nu, nu. De unde din pensii. Nu, nu, nu se poate. Ce luăm, cheltuim. Asta e. Ei, așa, pentru a face ceva un împrumut, altfel nu. Ce dobândă la bancă v-ar avantaja dacă ați depune bani? Eu știu. Nu știu, pentru că nu am lucrat cu băncile și cu ăsta. Noi lucrăm cu CR-urile astea ale pensionarilor. Fiind pensionari mai vechi, acolo ne aducem. La CR cu tare, la CR. Îi mai întreb de dobândă, nu îi mai trebuie. Îți trebuie banii ei. Nu. N-ați reușit. Eu nici nu mai pun, nici nu am probleme, nici nu mă cred numele în bancă. Să vedem acum dacă pot să-i scot banii ăștia de undeva. Iar cheltuielile sunt destul de mari pentru noi. Nu. De ce? Am peșe amic. Există totuși și persoane care au reușit să pună bani deoparte, dar unii dintre ei au muncit în străinătate pentru a realiza economii. Ați reușit anul trecut să faceți ceva economii, să depuneți la bancă? Da, chiar am reușit. Așa, și despre dobândă sunteți mulțumit? Da. Decât nimic, da. Ați reușit, da? Da. Ce dobândă aveți acolo la depozit? 8%. Este bună 8%. Dobândă? Da. Economiile le-am din străinătate. Ați muncit în străinătate? Da. Deci sunt rezident francez, cetățean român rezident francez. Sunt încă în ajutor de șomaj în străinătate. Am venit în țară, dar multe șanse nu avem. Adică cred că ne întoarcem înapoi. Pentru că viața e cum e în România, nu că nu vrem noi. Suntem foarte mulți constructori care am vrea să lucrăm în România. Dar găsim aici un patronat cu multe semne de întrebare. În sprijinul celor care doresc să economisească sub o formă garantată de stat, vine Ministerul Finanțelor, care a anunțat că va emite noi titluri de stat destinate populației. Dobânzile anuale pentru titlul de stat tezaur în 2024 sunt de 6,10% pentru titlurile cu scadență la un an și 7% pentru cele cu scadență la 3 ani. Persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie titluri de stat în cadrul programului tezaur prin intermediul unităților operative ale Trezorului statului. Programul Tezaur este deschis până pe 9 februarie 2024, iar veniturile obținute din aceste titluri de stat sunt neimpozabile și pot fi transferate sau răscumpărate în avans.